Actually, there is a very interesting story about how they were obtaining the slaves. So the three ways to obtain slaves were through war and attack, second through the mirror method. They were showing a mirror to the people from different villages or tribes, and they were telling, if you want to see yourself again, you should follow me and obey my rules. And because they were not understanding what is the mirror, they were following the rules of those magic persons. Look how crowded it was. On the western coast of Africa, the main hub was in Senegal, and they stopped in the year 1807 on the eastern coast. Here in Zanzibar was the hub, the main hub, and they stopped trading slaves in 1873. And here there are the two chambers where they were keeping the slaves. Imagine that in this one they were putting approximately 70 persons. Most of them were kept here for 2 days, and then they were taking up to the slave market. A lot of them were dying because of lack of oxygen. Only the middle is an original, let's say, window, but it's not a window. And these left and right windows were added after, of course, to be breathable. If you stay here 5 minutes, you'll be claustrophobic for sure. And this was the part for women and kids. They were going to toilet here, down. So imagine what smell and what was here without the air, and was unbelievable. This chamber was only for men, and the number of people here was less, 30, 40 or something people, imagine. So this is the slave market episode. Do not forget to share, like, and subscribe. Now I will translate also in Romanian.
for my people from Romania. So, dragi prieteni, după cum ați văzut, aveau câteva metode pentru a-i determina sau a-i prinde pe sclavi. Aveau acei oameni care le dădeau ponturi și ați văzut prima parte, în urmă cu câteva minute, că una dintre statui reprezintă un om care nu are lanțul la gât, pentru că acela era de fapt omul celor care făceau traficul acesta uman cu sclavi. Și o altă metodă era metoda cu oglinda. Sper că am înțeles corect cum funcționa. Mergeau în locuri izolate unde erau triburi care nu știau ce înseamnă o oglindă și le arătau oglinda aia și când își vedeau chipul pentru prima oară rămâneau, să zicem, vrăjiți și își doreau în continuare să își vadă chipul și era un procedeu bazat pe minciună care asta făcea. Îi înrobea printr-o metodă din asta de spălare de creier. Și, evident, războiul sau atacul sau astfel de metode reprezentau o altă metodă foarte importantă. Spuneam că pe coasta de vest, în Senegal, era punctul principal, hub-ul principal unde îi strângeau pe sclavii de pe partea de vest, pe care îi trimiteau în special în Americi, da? În partea de nord a Americii și în partea de sud, foarte puțin din partea de est a Africii au ajuns în Statele Unite sau în alte părți, pentru că era un drum, dacă vă uitați pe hartă, o să înțelegeți logica, și mureau pe drum foarte mulți dacă ar fi fost un drum mult prea lung, oricum mureau. Iar cei de pe coasta de est erau trimiși în special către, deci punctul lor principal, hub-ul principal era aici în Zanzibar și chiar aici în locul pe care îl vedeți, și îi trimiteau în special în țările arabe, Orientul Mijlociu, Asia, India, cam astea erau zonele, destinațiile. Bineînțeles că o parte dintre cei de pe est și de pe vest erau trimiși în Europa și so, please share, like and subscribe. Now we will go to the Freddie Mercury house and then to the Prison Island. Nu uitați să vă abonați, prieteni. Share, like, subscribe, dacă vă place, mă ajută. Și o să mergem la Freddie Mercury și după aia o să mergem la insula Țestoaselor sau Prison Island, cum o știu cei mai mulți. Thank you, bye!